Caribii au devenit o importantă sursă de venit în această perioadă pentru sălășenii care știu cât de importante sunt aceste ciuperci, mai ales pentru restaurantele din Italia și Franța. Recolta de hribe este bogată în această perioadă ca urmare a ploilor din ultimele săptămâni. Sălășenii de pe Valea Agrijului și Valea Almașului cunoscând calitățile deosebite ale acestor ciuperci. Ia uitați-vă ce mi-au dus! Nici de hribe mi-au dus! Fii atent! Dar cum le-ai găsit tu? Cum le-ai găsit? Păi, domnule, și acolo n-ai auzit că n-am strigat. Ba, m-a auzit. Auzi, dar cum le faci în asta? Le pui în congelator ori le frigi? Cum faci cu ele? Doamne frumoasă, uite-te tu. Uite-te tu cât îți de frumoasă. Ce frumoasă hiribuță! Hai să le filmăm pe tachetrii. Nu știi tu ce am uitat. Valentin, ieri 32 de kg am plăcut. Ieri. Ala de 20. Nu. De pe meseși? Pe meseși, da. Hribii sunt căutați mai ales în străinătate datorită gustului și calității lor nutriționale.